Lăudați-L pe Domnul! Lăudați-L pe Domnul! Aleluia! Lăudați-L pe Domnul! Aleluia! Lăudați-L pe Domnul! Aleluia! Lăudați-L! Aleluia Domnului! Lăudați-L pe Domnul! Însă Iisus ne-a purtat în locul tău.
Thank you.
binecuvintează-ne și pe noi. Amin, Doamne! Și sub binecuvântarea Ta să putem să avem pace în mijlocul tuturor furtunilor, conștienți fiind că doar Harul Tău îmi e de ajuns. Mărit să fie, Domnul! Amin! Vrem să credințăm slujba din seara aceasta în brațul Atotputernic al lui Dumnezeu și aș vrea să fim motivați în lucrarea aceasta de cuvintele psalmistului care spune așa: cu încredere Dumnezeu le vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi jurințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Amin. Noi credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ne-am pus încrederea în El și credem că Dumnezeu are rezolvare problemelor din viața noastră. În seara aceasta vrem ca, stând în fața Cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu să-și proslăvească numele. Dumnezeu să trezească glasul conștiinței din fiecare dintre noi, să putem să ne cercetăm, să ne vedem realitatea vieții noastre și astfel să putem înainta pe cale cerând ajutorul Lui în rugăciune. De aceea ne plecăm capul și prin fratele ghițături, cu cele binecuvântarea Tatălui Ceresc, peste slujba din seara aceasta.
Thank you.
Am o cerere la Dumnezeu și-am depus-o pe altarul său. Și acum rămân încredințat, căci El cererea mi-a rezolvat. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, cercetează-mi astăzi inima. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, lucrează și la inima mea. Domnul nostru este minunat și lucrează pentru oricine. Cheamă și tu, prietene drag, și Domnul te va chema pe tine. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, cercetează-mi astăzi inima. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, lucrează și la inima mea. Domnul, inima o cercetează și cu inima Domnul lucrează. Fiindcă înțelepciunea omului vine tot din partea Domnului. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, cercetează-mi astăzi inima. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, lucrează și la inima mea. Dacă-L chem pe Domnul stăruință, Domnul îți aduce biruință. Dacă-i spui necazul numai Lui, ai să vezi puterea Domnului. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, cercetează-mi astăzi inima. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, lucrează și la inima mea. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, cercetează-mi astăzi inima. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, lucrează și la inima mea. Amin. Doamne, mă plec în rugă, dar nu vreau să cer nimic, căci ce-aș mai putea să cer când mi-ai dat din toate mie? Vreau acum la poala crucii să te laud, să-ți cânt, să-ți mulțumesc de calea ce mă duce în veșnicie. Vreau acum cu ochii minții să privesc la chipul tău și cu buzele însetate să sorb pacea nesfârșită, iar privirea ta adâncă să mă scalde în dor și vise, să am preț în ochii tăi, să mă simt din nou iubită. Doamne, astăzi glasul meu se înalță în rugăciune, ca o strună de vioară, vreau să mă avânt spre stele și să bat umil la poarta unde dragostea-i stăpână, să ajung la tine, Doamne, eu cu dorurile mele. Și acolo, în cerul slavei, cu al îngerilor cor, ți-aș cânta o veșnicie și mai mult, dacă aș putea. Doamne, mă plec în rugă, dar nu vreau să cer nimic, căci ce-aș mai putea, Iisuse, când mi-ai dat dragostea ta? Amin. Cântarea asta se numește Revenirea lui Mesia și versul ei spune: de momentul în care a plecat Hristos la cer și momentul în care noi, ca biserică, așteptăm revenirea Lui. O zi cu soare,
She won't believe.
Să mergi la oameni pentru orice întristare. Când adesea în chinuri grele te frămânci și plângi mereu. Oamenii nu pot să-ți umple sufletul de alinare, însă în ceruri este unul ce te ajută când ți-e greu. Nu căuta să iai aproape pe cei ce doar la bine te numesc al lor prieteni, în belșug și în desfătări. Prietenii curași și sinceri vor rămâne lângă tine, chiar și în cele mai amare și cumplite încercări. Nu căuta să arăți comoara tainelor cerești în tine și mărgăritare scumpe să le arunci înaintea lor. Oamenii nu pot să vadă sfânta lui înțelepciune, iar adesea te vor rupe că ai lovit în dogma lor. Nu căuta să fii pe placul lumii întregi spre lingușire, arătându-te la oameni cât ești de neprihănit, ci arată-ți mai degrabă slăbiciunea stând de știre, că puternic e doar unul ce pe toți ne-a mântuit. Nu căuta să fii cu aceia ce se poartă cu trufie și se luptă să-și înalțe fruntea tot mereu mai sus, ci rămâi smerit și aproape de cei plini de bucurie, care luptă să păstreze mărturia lui Iisus. Nu căuta să ai mulțimea poftelor ce vezi în lume și confortul ei de o clipă ce ades ispititor, ci trudește-te cu râvnă ca să-ți faci în cer un nume și un loc ce-ți va rămâne sigur și nemuritor. Amin. Thank you.
Laudă și știm că cântarea de laudă e frumoasă, ne apropie de cer. Dar vrem să îi dăm ocazia Domnului ca în această seară să ne vorbească. Amin. Și până să ne vorbească Domnul, vrem să dăm ocazia și fratele Silviu să ne motiveze în următoarea acțiune. Până se pregătește el, vreau să fac un mic anunț. Fratele Mitică ne-a anunțat că îi spune, mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește în noaptea rea. Și poate fi valunat, tu ții orabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta, slăvit să fie Domnul. Haideți, ridicați pe picioare să cântăm această cântare. Crezând și declarând, să știe și cerul și să știe și iadul, că mâna Domnului ne ține, slăvit să fie Domnul. Pentru biserică. Evanghelia după Matei,
capitolul 13, de la versetul 36 în jos. Să urmărim al Domnului cuvânt. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și a zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smuge neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smuge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vărșesc fără de lege. Și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci nepreliți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Până aici, pentru Domnului, vă rog să vă reocupați. Slăvim numele Domnului și după masa aceasta, pentru că Domnul ne-a mai dat posibilitatea aceasta să fim din nou în casa Domnului. În adevăr, mai puțin la număr, dar cât suntem în seara aceasta, suntem aici pentru că dorim să îl slăvim pe Domnul, să glorificăm pe Domnul, dorim să fim învățați de Domnul și pentru aceasta zic Domnul să fie lăudat, pentru că este cu noi, este în mijlocul nostru și ne binecuvintează. A Lui să fie slava în vece veci. Amin. Iubiții mei, frașii și surori, în seara aceasta vrem să privim în Scriptură, mai departe, și să vedem că Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, se uită în adunare. Din lecțiunea noastră vom observa că Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, se uită în adunare. Versetul 41, care a dat atâta bataie de cap celor mici de dimineață, ne vorbește despre lucrul acesta. Nu, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vășesc fără de legea. Domnul nostru, Dumnezeul nostru, se uită în adunare, privește în adunare, pentru că îi face plăcere să privească în adunare. M-am uitat în viața Domnului Iisus Hristos și m-am uitat la El, la activitatea Lui, că El totdeauna a avut privirea îndreptată în locul unde erau adunați fiii Lui. Acolo era privirea Lui. Chiar de la începutul lucrării din Ioan, din capitolul 3-2, de acolo ne vorbește, căci Domnul era cu mama lui, cu frații lui, cu toți cei dragi, era la o nuntă. Era la o nuntă. Și în momentul când lucrurile au început să se strice la nuntă, să se termine anumite bucate, toți au apelat la el. A venit mama și a zis: uite, s-a terminat vinul de la nuntă. Domnul a privit acolo, a văzut ce era acolo, a văzut cele 6 vase, a zis: duceți-le, umpleți-le voi, puneți apă în ele până vor fi pline. Și apoi spune Scriptura că Domnul a transformat apa în vin.
Altă dată, tot la fel, era Domnul cu ucenicii săi și o femeie bolnavă, chinuită de 18 ani, de un duc care o ținea gârbovă, îndoită. Se uită Domnul la femeia aceasta, se uită la durerea ei, la necazul ei și vede că femeia aceasta are nevoie de un ajutor. Și de ce are nevoie în momentul acela? Era de eliberare. Duhul care o ținea îngârbovită de 18 ani trebuia să o părăsească. Și Domnul a spus, Duh, pleacă de la femeia aceasta. Și spune că îndată Domnul și-a pus mâna peste ea și femeia aceea a fost îndreptată. Mai găsim alte lucrări care le-a făcut Domnul, uitându-se în adunare, uitându-se peste cei care erau în jurul lui. Odată vineau orbii la Domnul. Ei au strigat, adevărate zic, au strigat și au zis, fiul lui David, ai milă de noi. Și spune Scriptura că Domnul i s-a făcut milă, l-a cuprins mila și a zis orbilor să-și capete vederea. Altă dată, unde era Domnul adunat acolo, nu femeia își ducea fiul la groapă, pe moarte. Și spune Scriptura că pe Domnul l-a cuprins din nou mila. Și s-a plecat spre copil, a poruncit Duhului de viață să vină înapoi în copil, copilul a înviat și l-a dat viu mamei lui. Ce bine ar fi dacă s-ar pune punct și s-ar opri aici privirea Domnului. Ce bine ar fi. Dar de data aceasta Scriptura spune că privirea Domnului merge dincolo de bunătate, dincolo de milă. Merge privirea Domnului și se uită Domnul în adunare și vede în adunare oameni care sunt pricină de păcătuire. Merge mai departe și se uită Domnul în adunare și vede oameni care fac fără de lege. N-am citit așa versetul de aur care a fost în dimineața aceasta, nu? Pricina de păcătuire și cei ce se vășesc fără de legea. De data aceasta spune Scriptura că Domnul nu mai este înconjurat de milă, nu mai este înconjurat de bunătate, nu mai este înconjurat de acea dragoste. Și spune că trimite pe îngerii săi să scoată afară toată pricina de păcătuire. Să scoată afară toată fără de legea. Un alt exemplu, tot în Matei găsim că Domnul intră la nuntă, tot la o nuntă și spune că de data aceasta nu-i plin de milă, nu-i plin de bunătate. Și spune că la cea nuntă Domnul spune că intră acolo, se uită spre nuntașii lui, spre toți care erau acolo, și spune că dintr-o dată i-a sărit în noi unul care n-avea haina de nuntă. Și de data aceasta îl vedem pe Domnul tot la fel lucrând, fără milă. Și spune, luați-l, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Iubiții mei, frați și surori, suntem în casa Domnului. În seara aceasta v-am arătat aceste două lucruri, la ce privește Domnul și unde se uită Domnul și la ceea ce face Domnul. În seara aceasta am vrea să privim la viețile noastre, să vedem ce suntem noi în casa Domnului. Cum stăm noi în casa Domnului. Astăzi, încă Domnul mai are haina milei. Încă mai este îmbrăcat în haina milei. Dar s-ar putea să vină clipa, momentul, când mila să pună un punct. Și de aceea Scriptura și Cuvântul Dumnezeu ne vorbește și ne spune să ne păzim piciorul când venim
în casa Domnului. Să ne păzim piciorul când venim în casa Domnului. Să ne păzim piciorul când zidim altare acasă. Să ne păzim piciorul în momentul când suntem în altă parte. Pentru că ochiul lui Dumnezeu ne vede. Ochiul lui Dumnezeu ne vede. Și Dumnezeu este cel care ne vede și mă vede pe mine în orice clipă și în orice moment din viața mea. Și dacă El mă vede, în seara aceasta Domnul le spune să fiu atent ce sunt în casa Domnului. Ce sunt în împărăția lui Dumnezeu. Sunt o pricină de păcătuire sau sunt o pricină de binecuvântare? Ce sunt? Și acum am vrea în scurt, pentru că timpul se duce, să ne uităm puțin cum putem fi noi o pricină de păcătuire pentru cel de lângă noi. Pentru că dacă ne vom duce în Scriptură, vom urmări și vom vedea Cuvântul lui Dumnezeu că ne vorbește despre lucrurile acestea. Nu mă voi duce în toate locurile, pentru că timpul este dus înaintat. Dar aș vrea doar în câteva locuri, totuși, să merg în Scriptură, să ne uităm. În Romani, în capitolul 14, versetul 13, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Unii pe alții ne judecăm. Dacă judecata aceasta s-ar face numai în minte, ar fi bine. Dacă s-ar face numai în minte. Dar de multe ori judecata nu se face în minte. Se face în minte, dar și din gură. Și din gură. Suntem în casa Domnului sau suntem în altă parte sau în lumea aceasta călătorim, pentru că noi aici trăim pe Pământul lui Dumnezeu. Și am mai spus lucrul acesta și o repet în seara aceasta, pentru că așa e contextul. Nu? Mergem, călătorim, ne judecăm unul pe altul, ne vorbim unul pe altul. Mă aude fratele, mă aude sora. Dacă m-ar auzi numai ei. Dar mă aude și cel care este mai slab la încredință. Te aude și cel care este la începutul pocăinței. Care mănâncă numai lăptișor, nu? Te aude omul de pocăit, te aude. Și în momentul când pe mine mă aude sau pe dumneavoastră aude că ne judecăm unul pe altul, pentru el sunt o pricină de păcătuire. Domnul se uită în popor și spune, va trimite pe îngerii săi să scoată pe cei ce sunt o pricină de păcătuire și se arunce unde? Afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Deci prin faptul că ne judecăm unii pe alții. Nu trebuie să faci mari păcate. Nu trebuie să bei, nu trebuie să fumezi, nu trebuie să curvești. Nu trebuie să faci mari păcate. Dar păcatele mici, păcatele mici ne despart de Dumnezeu. E la fel ca și cele mari. Păcatele mici ne despart de Dumnezeu. Și pentru fratele meu, pentru că ne judecăm, ne vorbim de rău unul pe altul, suntem o pricină de păcătuire. Poți să cânți, poți să predic, poți să prorocești, poți să practici vernicia, poți să faci toate lucrurile. Dar dacă ne judecăm, Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în noi. Și apoi El ne va spune, plecați de la mine. Doamne, Doamne, dar ce am făcut? Am predicat, am cântat, m-am rugat, am făcut zeciuiala, mi-am dat vernicia și totuși să plec la tine,
De ce să plec la tine? Pentru că te-ai judecat, v-ați judecat și în felul acesta ai fost o pișnă de păcătuire pentru cel de lângă tine. Un alt lucru prin care putem fi noi o pișnă de păcătuire pentru fratele nostru sau pentru sora noastră sau pentru seminii noștri. Felul cum ne îmbrăcăm, felul cum ne îmbrăcăm, putem fi o pricină de păcătuire. Vin la comitet și de multe ori primim lucrurile acestea și ne spun, păi, sora cu tare, fratele cu tare, cu tare și cu tare, ba a avut fusta scurtă, ba a avut fără batei, ba a avut cu tare, ba a avut cu tare, și mereu și mereu. Păi, dacă s-ar spune numai la comitet, ar fi bine, nu? Dar pentru că eu mă îmbrac provocator, mă îmbrac cum nu-i place Domnului și strănesc în biserică, un prilej de judecată. Dumnezeu va trimite să fie smulți și pe cel care a judecat și pe cea care a provocat. De aceea, iubiți frați și surori, ca să nu fim o pricină de păcătuire pentru fratele nostru, pentru sora noastră, să ne uităm în oglinda Scripturii când venim în casa Domnului. Să ne uităm în oglinda Scripturii în momentul când mergem la școală. Să ne uităm în oglinda Scripturii când mergem pe stradă. Să ne uităm în oglinda Scripturii când suntem în diferite locuri. Pentru că ochiul lui Dumnezeu ne vede oriunde am fi noi. Și în momentul când, sau în clipele când zici că nu te vede nimeni, tocmai atunci te vede. Tocmai atunci te vede. Nu știi cine te filmează, nu știi cine îți face poza și ți-o trimite pe Facebook, nu? Sau pe YouTube, ți-o pune acolo și te vezi într-o postură cum nu trebuie. Și ești o pricină de potihnire pentru cei mai slabi. De aceea spune Scriptura că Domnul se uită și în latura aceasta. Să nu fii o pricină de păcătuire în îmbrăcăminte. Un alt mod în care este, sau un alt mod care face să fim o pricină de păcătuire este felul cum stăm în adunare sau felul cum venim la biserică. Spunea frate de dimineață, bine a spus și predica dimineață, nu? Dacă duminica, când e duminică, nu vii la biserică, ce zice copilul? Ce zice vecinul? Ce zice sora, fratele tău de corp sau de trup, nu? Ce zic care te vede pe tine că e duminică și tu ești în altă parte? Ce zic despre tine? Ești o pricină de păcătuire? Nu? Ei știu că locul tău este acolo. Am mai spus-o și o spun. Când lucram la mine, domnul primar era atunci inginer șef cu protecția la mine. Protecția muncii la mine acolo era. Și vine într-o duminică și mă găsește la semnal. El știa că sunt slujitor în biserică, știa că sunt aici. Și prima întrebare care mi-a zis-o, știți care a fost? Ce cu tine aici? Păi m-am uitat la el, ce să fii cu mine? La post, ce să fii cu mine? Și el a zis, nu, locul tău este la biserică. Acolo e locul tău, la biserică, nu aici. Cine te-a pus aici? Cine m-a pus? Ursică. Păi m-a pus că am vrut eu. Fugut el, nu? Deci oamenii se uită la noi și știe unde este locul. Știți? Se uită. Unde este locul tău? Duminica. La biserică. Și dacă te vede în altă parte, ce ești pentru el? O pricină de păcătuire. Dacă el, dacă pocăitul, dacă pocăita, dacă el care trebuia să fie la biserică este acolo, nu? Păi eu, biserica nu are nicio valoare. Și Biblia spune că suntem pricină de păcătuire. Iubiți frați și surori, felul cum stăm în biserică, iară, putem fi o pricină de păcătuire.
Spun aceasta pentru că... Spun frații. Spun frații. Deci, frate, dacă îi stai în spate, să vezi ce vorbesc frate, ce vorbesc surori. Și tocmai din păcate așa se întâmplă la noi, că musafirii stau în spate. Acolo stau musafirii, în spate se pun. Și apoi celălalt, l-aude pe X, pe Y, a, ce-a zis Dan, ce-a zis Filip, e pe lângă, nu? Ce-a zis cu tare, e pe lângă. Pleacă omul acasă din biserică cu gândul că Filip și Dan ies pe lângă. Nu? Și atunci, cum să vină? Cum să se pocăiască omul acela? Cine-i pricina de păcătuire pentru el? Cine e? Cel ce a vorbit. De aceea, Biblia spune, când intrați în casa Domnului, când suntem în casa Domnului, să facem ce trebuie făcut. În momentul cântării să cântăm, în momentul rugăciunii să ne rugăm și în momentul predicii să ascultăm. Deci asta trebuie să facem. Altceva? Nu. Altceva facem în altă parte. Dar în biserică, în casa Domnului, noi facem ce trebuie făcut. Și atunci nu mai este nicio pricină de păcătuire. Nici pentru cel din dreapta, nici pentru cel din stânga. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se uită și la aceasta. Se uită și la aceasta. Un alt gând la care putem fi o pricină de păcătuire pentru frații, pentru surorile noastre, este daul nostru. Sau cuvântul nostru. Știți cât de mult contează? Pentru cei nepocăiți? Tot din viața mea spun. Când eram supravietor la mine și ne chema Bocan atunci la raport, el știa un singur lucru. Toți la mine prea puțin mă știu de cazacul. Prea puțin. Da, de fratele sau de pocăitul, toată mina. Și mă chema acolo și era anumiți maestri care mai mințeau, știi? Vreau să se scoată, să... Era cu ovorul roșu, să plece acasă. Și Bocan, știți ce făcea? Unii pocăitul. Deci, unii pocăitul. De pocăit avea nevoie. Să mă duc acolo, pentru că el știa dacă mă duc acolo, eu nu spun altceva decât ceea ce este. Și lucrul acesta s-a întâmplat odată în mine. Dădeam un raport afară. Și în momentul când sunam la afară și spuneam ce este acolo în mine, era inginerul șef Filip lângă mine. Un alt Filip lângă mine. Ce a lucrat Vulcan, nu știu. Era lângă mine. Și plecați atunci o garnitură în jur de 70 de vagoni cu cărbune. Și eu sunt telefonul, dau telefon și spun, de aici pleacă 70 de vagoni de cărbune. El de acolo spune început să sară în sus, nu, nu, 100 și de vagoni de cărbune. Mă uit la el, acum el nervos, acolo lângă mine, să spun atât. Și sunt din nou afară și spun, tot inginer șef Filip spune că de aici au plecat 120 de cărbune. El a spus. Nu fără că... Deci... Și de atunci s-a dus vorba aceasta, știi? Pocăitul spune adevărul. El a raportul de acolo. Tom Gireșef spune că atâta. Nu atât. Știi? Ei, oamenii sunt atenți la ce spunem noi. Dacă la ceva ne corectează și se uită, se uită la cuvântul nostru, la vorba noastră, la ceea ce spunem noi. El știe că pocăitul spune adevărul. Numai adevărul. Deci asta știe ei. Doamne ajută să fie așa. Amin. Deci Doamne ajută să fie. Lumea la asta se uită. Ei, dacă eu spun cotit, ce spune lumea despre mine? Pentru el, pocăitul este un? Mincinos. Și atunci pentru el devin o pricină de păcătuire. Și Domnul se uită și așa. Asta l-a interesat Dumnezeu?
Asta nu-i interesant. Nu știi Domnul că vin duminică la biserică, nu știi Domnul că, îmi dau de șfială, nu știi Domnul că fac, și nu știi Domnul că vizitez, nu știi Domnul. Le știe Domnul pe toate, dar le interesează și pe asta. Pentru că cel de lângă mine care e slab în gândire, gândește despre mine și spune că pocăiță sunt mincinoși. Și nu mai are niciun rost să mergi pe calea pocăinței. Și spune Scriptura, și Cuvântul Dumnezeu ne arată, că Domnul Iisus Hristos se uită la lucrul acesta și spune că va scoate pe cei care sunt plișnă de păcătuire. Frați și surori, am vrea să fim atenți în viața noastră. Pentru că nu se știe când se termină viața. Nu se știe. Astăzi l-am îngropat pe un de 48 de ani. Sâmbătă celălalt de 50 de ani. Nu, am mai fost un acolo aproape de 50 de ani care l-a îngropat. Deci, vedeți dumneavoastră, nu știm clipa când plecăm. Nu știm momentul când ne ducem din lumea aceasta. Și Dumnezeu contabilizează fiecare clipă din viața noastră. Dumnezeu contabilizează și Dumnezeu scrie ceva despre noi acolo și scrie El. Și El, dacă scrie, ce e scris, rămâne scris. Și aș vrea ca în dreptul meu și în dreptul tuturor să se scrie numai și numai lucruri bune. Doamne, ajută-ne în lucrul acesta să se scrie ca să nu fim smulși și să fim aruncați afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Un alt lucru care se uită Dumnezeu, se uită la fără de lege. La fără de lege. Fără de legea este un păcat. Acum, putem păcătui să nu ne vadă nimeni. Știți? Sunt atât de ghibaci încât pot păcătui încât să nu mă vadă nimeni. Să nu știe nimeni despre mine. Și când vin la biserică, predic mâinile sus și strig. Și când, și mă rog, și prorocez, și fac de toate lucrurile. Dar este unul care mă vede. Știți? Este unul care mă vede. Și îmi vede fără de legea. Îmi vede fără de lege, egal păcat. Îmi vede păcatul. Nu păcătuiești pe stradă, nu păcătuiești în biserică, nu păcătuiești. Dar păcătuiești acasă. Păcătuiești acasă. Aș vrea să spun câteva lucruri. Le facem în ascuns. Dar, spune Biblia, ce facem în ascuns este dat la iveală. Vede Dumnezeu. Și sunt oameni care fac fără de lege în ascuns. În ascuns. Ai milă, Doamne. Lucrurile pe care le fac, aș vrea să le spun în seara aceasta ca să ne păzim de ele. Să ne păzim de ele. Să le ocolim. Să nu facem. Da, cumva le-am făcut și am zis că nu i-a văzut nimeni. Să știți că ne vede. Ne vede Dumnezeu. Un prim lucru pe care îl păcătuim și îl facem sau păcatul îl facem. Sunt mulți care se laudă și spun, Doamne, așa m-am rugat și așa am avut un har și așa am făcut, știți? Și el n-a făcut. Cine poate să verifice pe el dacă s-a rugat acasă? Doamne. Dar gura spune. Dar lauda spune, nu? M-am rugat, am făcut. Dar n-a făcut. Eu fără de lege? Da. N-ai făcut nimic altceva. Doar ai zis. Nu ai supărat nici pe frate Vasile, nu ai supărat nici pe tânăr, pe nimeni. Nu te-a văzut nimeni, nu ai la nimeni rău. Dar ai încercat să-L minți pe Dumnezeu. Și lucrul acesta este o fără de lege, un păcat. Alții spun, frate, ai postit? Da, slav, frate, așa ți-am postit, așa am stat înaintea Domnului și așa m-am rugat. Așa... Când? N-ai produs pagubă nimănui. Nu? Nu te-a văzut nimeni. Dar faptul că ai zis că ai făcut este un Anania și Safira.
A mers și el și a spus, cât ați vândut moșoara? Cu atât. Și cu atât a vândut-o? Nu. Și ce a pățit? A făcut fără de lege. A făcut păcat. Și păcatul acesta i-a dus la? La moarte. Ei, frașilor, Dumnezeu se uită și la aceasta. E interesat de lucrul acesta. Știți? E interesat de lucrul acesta. Facem, zicem că facem și nu facem. Dar sunt alte lucruri pe care le facem. Și credem că nu ne vede nimeni. Nu? Credem că nu ne vede nimeni. Dar ne vede? Ne vede Dumnezeu. Haideți să... Câteva lucruri pe care le facem. Și credem că nu ne știe nimeni, dar ne știe. Vorbit urât în casă. Nu? Vorbit urât. Vorbim urât în casă. Unul cu altul. Poate ne mai dăm și celui rău. Mai dăm și celui bun. Dar facem. Nu te-a văzut nici fratele, nici sora? În biserică vii îmbrăcat frumos, la cravată, la cămășuță, nu? Soția prinsă de braț. Dar în casă? Ce-ai făcut? Și spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu se uită și la lucrul acesta. Pentru că casa ta trebuie să fie un colț de rai. Și fiind un colț de rai, se uită Dumnezeu. Și se uită la ceea ce? Și spune Scriptura în Matei, din vorbele tale vei fi scos și vei fi osândit. Deci vorba ta te va scoate sau te va osândi. Un alt lucru pe care îl facem și zicem că nu ne vede nimeni. Ce-o fi omule, dar eu și perețe mă văd. Nu? Sunt oameni care folosesc alcool în casă. Nu-i păcat, zic ei, nici un pahar de vin, nu-i păcat nici un pahar de bere, nu-i păcat nici un pahar de vin, doar te vindecă stomacul. Zic ei, mă vindecă stomacul. Și ce spune Biblia despre lucrul acesta? Despre vindecarea aceasta a stomacului. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracului. Să vârșești o fără de lege. Cine te-a văzut? Nici vecinul, nici fratele, nici sora, că încă tu străjene la biserică. Nu? Dar te-a văzut? Dumnezeu din cer. Și eu îmi păcat lucrul acesta? Eu fără de... Și spune Biblia că Dumnezeu se uită în adunare, se uită peste fii în împărăție, se uită peste nuntaș și îi sare în ochi. Sare în ochi. Pe cei care sunt prileși de păcătuire și sare în ochi cei ce săvârșesc? Fără de lege. Îi sare în ochi. Și spune cuvântul mai departe și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și strășnirea dinților. Fraților și surorilor, noi nu tindem spre locul acesta care spune versetul 42. Noi nu tindem spre acolo. Noi nu dorim să ajungem acolo. Nu ne este ținta, nu ne este scopul nostru să mergem acolo. Unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Scopul, jorința noastră este să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Și ca să ajungem acolo, Biblia spune că trebuie să fim atenți ce suntem în casa lui Dumnezeu, ce suntem în ogorul lui Dumnezeu, ce suntem la nunta lui Dumnezeu, ce suntem în Împărăția lui Dumnezeu, ce suntem prileji de păcătuire sau oamenii care producem fără de legea. Ce suntem? Dacă suntem din aceste două categorii, este bine astăzi să ne recunoaștem păcatul înaintea lui Dumnezeu, să venim înaintea lui să-i spunem, Doamne, îmi pare rău că am făcut lucrurile acestea. Care pentru fratele meu, pentru sora mea, pentru vecinul meu, pentru vecina mea, pentru soțul, soția mea, eu am fost un prilej de păcătuire. Îmi pare rău, Doamne. Mă recunosc în fața Ta și mă întorc cu pocăință. Schimbă-mă, Doamne, și ajută-mă să fiu cu totul altfel. Să nu fiu un prilej de poticnire pentru fratele meu, ci să fiu o lumină pentru el. Să fiu un indicator pentru el spre cer. Să-i îndrept gândul, să-i îndrept pașii spre cer. Și dacă vom face așa, dacă vom veni astfel înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu din cer va privi cu milă spre noi. Va privi cu milă spre noi. Spuneam astăzi la mormântare că Domnul s-a uitat în momentul la sărbătoarea Paștelui. Vine în curând. Era Domnul a fost atârnat între doi. Între doi acolo. Doi tâlhari.
unul la dreapta și altul la stânga lui. Și, spune Scriptura, unul își bătea joc mai departe de Domnul, deși a trăit în fără de lege, deși a trăit în păcat, deși a fost un prilej de păcătuire, el a continuat să trăiască mai departe în păcatul acesta. Și spune Scriptura, sfârșitul lui i-a fost plânsul și scrâșnirea dinților. Celălalt, din dreapta Domnului, s-a întors cu fața către Domnul și a zis, Doamne, fie-ți milă de mine! Eu sunt un păcătos! Când vei ajunge în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine! Și spune Scriptura că Domnul s-a uitat la el și i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă vrei să fii cu Domnul în rai, recunoaște-ți păcatul astăzi. Spune-i Domnului că îți pare rău de ce ai făcut până acum. Spune-i Domnului că vrei să nu mai fii un prilej de păcătuire. Spune că nu vrei să mai fii un om care să înfăptuiești fără de legea. Spune-i Domnului, Doamne, eu de astăzi vreau să fiu un indicator spre împărăția ta și vreau să fiu un om care să înfăptuiesc neprihănirea. Și Domnul îți va spune un lucru. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi ai intrat mântuirea în casa ta. Amin.